celui ce este viu, zice Domnul. Iată, nu la voia întâmplării te afli în locul acesta, ci a fost hotărât, zice Domnul, mai dinainte, că am un plan, zice cel ce este viu, să te sfătuiesc, să te mângâi, să te îmbărbătesc. Elabă tmenia și braier pentru vremurile ce stau în față. Ia bine seama oricare ești, cum stai înaintea mea? Și iată îți spun, pune-ți întrebarea, zice Domnul, că n-a pe fil de șal. Ești pregătit, zice Domnul, să mă întâmpin pe Rabot Menivaru șer. Căci iată, o vreme deosebit de grea stă în față. Nu s-a suit la mintea ta, zice Domnul, ce are să vină, dar este planul meu de lucrare și iată, va trece un timp, zice Domnul, va trece o vreme, praidimen de farul, și îmi voi întoarce feciorile voastre. Voi întoarce ce este al meu, de pe pământ străine, cantomenival, tlagotmenia și braică, și iată, eldomenival, la prima sunare de trâmbiță. Cei ce vor lua aminte, zice Domnul, se vor întoarce cantomenivalt în țara lor. În binecuvântare, zice cel ce este viu. La a doua sunare de trâmbiță se vor întoarce, zice Domnul, forțați de împrejurare, dar cu pumnii goi, zice Domnul. Și iată, la a treia sunare de trâmbiță nu se vor mai putea întoarce. Eldomenival, unii chiar în sicrie, prai de mendi, faloșer, fiți înțelepți copilașilor, să puteți deosebi glasul meu, să puteți deosebi lucrarea mea, zice Domnul. Vremea și timpul cercetării tale, oricare ești, vechează. Eldomenival, ca să fii gata, prebăt mendi, falc în viață, vreau să-mi fac lucrarea mea. Pardomenii faloșer, voi îngădui pentru unii, ca să calce într-o pământ străin, căci iată pregătesc că la tot menibam încă o scurtă vreme de binecuvântare doar pentru unii, și apoi e hantă menibam. Iau elaite menibamul șevia, sub aripa mea, e hantă menibam, pe cel ce mă caută dintr-o inimă curată și stă aproape de mine, zice Domnul. Căutați pacea în orice vreme și alergați după ea. Pardomenibalt, dragostea mea să vă umblească, să întindeți mână de pace celui ce v-a lovit. Eldomenibaloșel, și iată spun, fiți înțelepți, că și reptul viacului urlă din răsfuget, să lovească și să zdrobească tot ce este al meu. Dar fiindcă vă iubesc, n-am să vă las în necunoștință. Stați uniți, zice Domnul, sprijiniți-vă unii pe alții și rugați-vă unii pentru alții, ca să puteți rămâne în picioare în vremea de încercare. Cine are urechi de auzit, să audă ce spune Domnul prin Duhul Sfânt. Iisus Hristos este Domn, Iisus Hristos este viu.